cu un recital la Pia, va evolua domnișoara Ilie Ecaterina, care este instruită de... Aplaudați-o, vă rog. O să ne spune ea câte premii a avut, ce succesuri, nu spun ca succese, a înregistrat până acum. Aplaudați-o și pe doamna profesoară Antoaneta Târnoveanu. Vă reprezentați, vă reprezentați, nu e nicio problemă. Și de ce să nu aplaudăm și părinții acestor copii? Doamna Ioana, doamna Alexandra, doamna Ilie, sigur că da. Domnișoară, acum te rog să îți dau microfon să ne spui ceva despre tine. Ce premii, pentru că știu că ai premii și ce le-ai cântat la pian, da? Te rog. Și astăzi voi cânta balada și încă o piesă sonatină. Și mai am una, dar este surpriză. Până acum a luat și de locul întâi, dar și locul mai de sub de locul întâi. Dar eu tot sunt bucuroasă că am participat. Aplaudați-o că pare locul întâi, sigur. Bine, bine, Caterina, mulțumim. Nu are doar locul întâi și altă loc. Locul 2 și 3. Sigur. Deci locul întâi, ea e pentru locul întâi. Foarte bine. Te rog, stai să o ascultăm, mă rog, da? Bine, Caterina, succes! Thank you.
foarte frumos, mulțumim. Diploma te așteaptă aici, Ecaterina, mai acuș o oferim. Eu zic că ceea ce ați văzut până așa că a început, e o șansă clară că avem oameni care știu ce au de făcut, sunt bine dirijați, bine educați și dați-mi voie să-l invit aici pe un tânăr prieten al meu, pe domnul director Bența Codrin, ca fiind gazdă, cooperând cu dânsul, noi de acum, cât voi trăi eu și el, vom continua această activitate. Domnule director, e un prieten bun, un om sufletist și două vorbe. Ba da, ba da, probăm sigur că da. Da. Nu mai facem probe de microfon, merge foarte bine. Mulțumim maestrului Sinauceanu. Da, Sinauceanu. A reglat el bine aparatele și este alături de noi și e o prezență întotdeauna specială. Mulțumim tuturor că sunteți astăzi aici. E chiar un lucru care ne bucură foarte mult. E mulțumim și domnului Boloac că e neobosit în ceea ce face și propune multe și chiar o săptămână, cum e cea de acum, cu atâtea sărbători. Și a făcut timp să organizeze o astfel de întâlnire, care ne bucură mult sufletul, ne încântă auzul. Și sigur că îi dorim să facă cât mai multe astfel de întâlniri, îi dorim să facă multe activități culturale la noi, la școală, și cum spunea dumnealui că va fi o cursă lungă, sperăm să fie cât mai lungă, pentru că noi suntem deschiși spre astfel de cooperări. Și ne gândim, poate și la ceva mai mult. Vorbeam și cu domnul Marinel, Danilă. El reacționează la numele lui când îl pronunțăm. Și aduce aminte despre ce spuneam, că o să facem o expoziție împreună despre fărticeniul vechi. O să fie vorba. Și o găzduim sub genericul unei colaborări bune între Nicu Gane și Asociația Culturală, să zicem, sau literară. Imediat îi dăm. Că văd că nu prea e clar. Păi, nu, avem documentația și imediat. E bine să-i spunem cultural, Asociația Culturală, Nicolae Lame și Fărticeni, care va funcționa cu siguranță. Nu regulă, tocmai asta vreau să aud, că sunteți da. Și că o să avem cadrul instituțional bine realizat. Păi, succes în ceea ce vă propuneți și țineți-o tot așa, numai bine. Mulțumim! Și acum, haideți să vin, Măriuca, vine să-ți dau diplomație. Și ai aici, de la un domn generos, o mică atenție. Măriuca, aplaudați-o, vă rog. Asta este pentru... Nu, dacă nu scrie pentru ea, aici, o poveste dulce, aplaudați-l pe... Domnul Ilie, că era făcut inițiativa și pe primul meu, mulțumesc la mine, Ilie, pentru treaba aceasta. Luați loc un pic aici. Așa. Stai așa să faci cu ăsta. Așa. Sigur că dacă ești mare, nu mai bine. Trebuie să faceți mic dumneavoastră. Da. Bine, domnul profesor, aplaudați-l, spune la treabă. Tu, fiind un pic mai mărișoară ca vârstă, o să o chem pe Ecaterina. Și aplaudați-o pe Ecaterina pentru să crești mare, dă să te pup. Nu mai bine, ia-te uți acolo. Diploma, stai așa un pic. Așa, asta este. Țin-o așa să vadă toată lumea. Succes mult! Succes mult, eu știu, să calci pe urmele vinului Patic. Vinului Patic, să ajungi și nu în ultimul rând, aplaudați-o pe dumneavoastră cu oameni de Sărbători, la Laș. Aici, ca tovarășul. Așa. Bine, Evelin. Toate bune. Așa. Acum, Crăciunița și Moș Crăciun vă invită un pic pe hol. Nu știu cine e Moș Crăciun, nu știu cine e Crăciunița. Vă invită